Responsabilii de la compania de apă au decis să publice pe site-ul societății o serie de documente prin care se încearcă astfel a fi încă un argument împotriva șefilor din Palatul Comunal, în războiul purtat de aproape un an. Este vorba despre adrese oficiale de la BERT, ANRSC, Ministerul Fondurilor Europene și Prefectura Buzău, în scrisuri ce fac o analiză a legalității unor hotărâri luate de municipalitate în privința modificării actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Ideea de bază este aceea respectării mecanismului instituțional care a stat la baza acordării finanțării nerambursabile de 100 de milioane de euro pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare din municipiul județul Buzău și baza pentru acordarea unei finanțări ulterioare de încă 200 de milioane de euro. Oficialii companiei de apă țin să sublinieze că documentele prezentate avertizează primăria cu privire la nerespectarea legislației și acordurilor semnate anterior în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Un al doilea aspect esențial cuprins în aceste acte oficiale este acela că multe dintre hotărârile deliberativului local sunt lovite de nelegalitate. Vorbim în principiu despre hotărârea Consiliului Local 108 și hotărârea Consiliului Local 165 care modificau actul constitutiv. Ori aici, în primul rând, instituția prefectului, cât și celelalte instituții au avizat asupra nelegalității acestor hotărâri și asupra necesității ca ele să fie refăcute. De la preluarea mandatului de edil, șef Constantin Toma a declanșat un război împotriva directorilor de la compania de apă, astfel încât primăria să aibă totuși un cuvânt greu de spus în deciziile societății la care municipalitatea este acționar majoritar.